Bună ziua, dragii mei! Astăzi, 7 octombrie 2018, eu, Bogdan Iviorel, maestrul schimbării răului în bine și a întunericului în lumină, din România, Muncii, Slobozia, județul Ialomița, doresc schimbarea răului în bine și a întunericului în lumină, la toate spiritele, la toate sufletele, la toate duhurile, la toate corpurile fizice, la toate trupurile fizice, la toate corpurile energetice, la toți oamenii, la toate conștiințele, la toate zodiile, la toate ființele extraterestre, la toate ființele terestre, la toate ființele subpământene, la toate energiile, la toate plantele, la toate animalele, la toate păsările, la toate reptilele, la toți reptilienii, la toți peștii, la toți liliecii, la toți șobolanii. Doresc transformarea răului în bine și a întunericului în lumină, la Sfânta Treime, la Dumnezeu Tatăl Ceresc, la Iisus Hristos Fiul, la Sfântul Duh, la Sfânta Fecioară Maria, la toate puterile cerești, la toți serafimii, la toți eruvimii, la toți arhanghelii, la toți îngerii, la toți ghizii spirituali. Doresc transformarea răului în bine și a întunericului în lumină, la cel rău, la cei care execută ordine celui rău. Doresc transformarea răului în bine și a întunericului în lumină, la toți locuitorii din România, la toți locuitorii din Europa, la toți locuitorii din Uniunea Europeană, la toți locuitorii de pe această planetă pe care mă aflu eu, Bogdan Iviorel. Doresc transformarea răului în bine și a întunericului în lumină, în ceruri, pe pământuri, în spațiul de ceruri și pământuri, în apele subterane, în apele de la suprafața pământurilor, în interiorul pământului. Doresc transformarea răului în bine și a întunericului în lumină. În toate planetele, în toate constelațiile, în toate stelele, în toți norii, în toate sistemele solare, în toate galaxiile, în toate universurile, în toate cosmosurile și întreg macrocosmosul. Doresc schimbarea răului în bine și a întunericului în lumină. Lumina, 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 bine, 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 bine. Eu, Bogdan Iviorel, maestru schimbării în bine din România și a întunericului în lumină din România, Muncii, Slobozia, județul Ialomița.